Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Astăzi vorbim despre transportul public din Chișinău, problemele care se confruntă acesta și, de fapt, este evident, vom încerca să identificăm soluțiile. Aceste aspecte urmează să le discutăm împreună cu Vitali Mucan, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună. Și Iuri Viteanschi, consilier PSRM în CMC, de asemenea. Bună seara și bine ați venit! Seara. Domnule Mucan, prima întrebare, de fapt, este una destul de simplă. Haideți să vedem cum se caracterizează transportul public în Chișinău și, de fapt, de ce avem tot mai multe impedimente atunci când intenționăm să ajungem dintr-un sector a orașului în celălalt. Unde nu funcționează mecanismul? Dar nu că nu funcționează. Așa se face o impresie că deci toate eforturile a primarului și a direcției transport sunt îndreptate spre a distruge transportul public din municipiu. Deci noi am văzut că ultimele 6 luni au fost anulate mai multe rute de microbuse. Mai mult ca atât, de acum se anulează și rute de autobuse. Dar fiecare dintre noi, cum și eu și dumneavoastră telespectatori, au membri a familiei care vin la serviciu, la școală, la spital și vin cu transport public. Îndeseb noi să luăm suburbiile, care primarul întotdeauna era primarul suburbiilor, dar acum el pune în pericol suburbiile că azi, mâine, n-a să aibă acces la transport public persoane. Haideți să vedem, atunci când vorbim despre prețul pentru o călătorie cu mijloacele de transport public, și aici mă refer de mijloace la autobuze, în ce măsură acest preț este real? Vă rog. На сегодняшний момент у автобусов высокая цена, это почти 10 леев, ну реальная цена за километр. Но это в первую очередь потому, что они старые. За пассажира? 8. Да, за пассажира. Но автобус, которому 20-30 лет, он, во-первых, начинает больше расходовать и солярки, в первую очередь, а во-вторых, он чаще ломается, чаще выходит из строя, больше необходимо средств на ремонт, поэтому и это все включается в цену. Поэтому приобретение, например, нового автобуса, оно в эксплуатации сокращает расходы, и цена, сам тариф должен падать. Din 2006 nu s-a mai procurat niciun autobuz în capitală. De ce? Ce face Consiliul Municipal la acest capitol? Care sunt politicile pe care le promovează? Ну, например, в последнее время то, что видно, не только 16-й, 15-й, 14-й год, последние лет 5 в автобусной парке не прибавлялось никаких новых транспортных средств, зачастую. В принципе, ситуация такая, что выгодные рейсы на сегодняшний момент забирают частные компании, ну, в рамках частно-государственного партнерства. Даже сами работники автобусного парка говорят о том, что их специально пытаются задавить, их специально пытаются поставить в условия, в которых им сложно работать, а выгодные маршруты у них забирают и отдают частным государствам, то есть частным предприятиям в рамках частного государственного партнерства. Cum tolerează autoritățile acest lucru? După ce criterii sunt repartizate rutele pe care urmează să le distribuie? După criteriu politic sau după alte criterii? Я думаю, что все-таки по именно политическому критерию. Но мы все знают, чем занимается и муниципальный советник от либералов Юрий Топал. У него есть своя компания транспортная, у него есть свои маршруты на рейсах, и достаточно компания хорошо процветает. Можно ее вполне назвать и аффилированной. И, кстати, из муниципального бюджета в 2015 году это было 32 миллиона, где получали компании, которые в качестве компенсации, потому что их маршруты якобы убыточные, частные компании. За эти деньги можно было приобретать новые автобусы, но тем не менее этого не было сделано. Domnule Mucan, documentându-mă pentru această emisiune, am găsit un articol semnat de colegii noștri din media care dădeau un titlu foarte sugestiv. Parcul urban de autobuze își dă ultima suflare. E așa? Ce-i cu această ultimă suflare? Și când zic lucrul ăsta, mă refer la prețurile reale pentru călătorii în autobuz. Se invocă faptul că prețul actual nu acoperă nici jumătate din cel real.
Este așa? Și așa și nu e așa. Spuneți. De ce așa? Deci ultima suflare este de acord 100% și noi batem alarmă de acum de 2 ani de zile. Noi am venit din partea fracțiunii noastre, am venit cu propuneri pentru bugetul 2017 ca să fie inclus careva bani, de exemplu, să procurăm măcar 10 unități de transport pentru parcul urban de autobuze. Iarăși să fie lucrul acesta făcut transparent, sunt diferite posibilități. Nu în sistem, de exemplu, să fie procurate sau de la un agent economic sau de la, printr-o metodă. Noi, principal, batem alarma că situația e foarte complicată, foarte gravă acum. Și de procurat unitățile de transport este necesar urgent. Deci, ca un exemplu, este... Dar este real? Avem aceste mijloace financiare? Sigur că pentru municipalitate să fie alocate 25 de milioane de lei anual pentru procurarea autobuzelor este real. Și noi arătăm de unde se poate de alocat banii aceștia. Dar noi am solicitat în scris de la primărie să fie inclus în proiectul bugetului. Noi n-am văzut lucrul acesta. Haideți să vorbim despre preț, totuși. Care este prețul real? Da, cu prețul. Deci prețul real din răspunsul 2014, da, 2014 încoace, 2014-874, acum 9,36 pentru anul 2016, pentru o călătorie. Asta ar însemna că ei lucrează în continuă pierdere? Da, sigur că lucrează în pierdere, dar municipiul compensează cheltuieli. De, iarăși, acestea sunt cheltuieli directe, cheltuieli curente, care le cheltuie pentru fiecare călător. Dar ca să investim în unitățile de transport, în ultimii 11 ani, 2006, ultimele unități de transport au fost procurate. Din 2006 niciun autobuz nu a fost procurat. Acele autobuze care le vedeți dumneavoastră prin oraș, circul din 90-88 vechi și de acum foarte urgent trebuie să ne implicăm că mâine poi mâine a să fie târziu. Noi vedem de acum că în afară de rutele care au fost date la companii particulare câțiva ani urmă, acum, recent, noi avem informația că ruta numărul 3, autobuzul numărul 3, tot a fost scos de pe rute autobuzele, că nu ajungă la celelalte rute. Deci, parcul urban de autobuzul, la ziua de azi, nu face față. Și a doua întrebare, vreau să vă atrag atenție. Bine, în Chișinău, în oraș, în raza orașului, poate nu se observă așa tare starea asta deplorabilă a parcului urban de autobuz. Dar în suburbii se vede lucrul acesta. Că în loc ca să fie odată în 15 minute autobuzul, el vine, itinerarul e făcut așa ca să fie odată în 40 de minute, odată în oră. Deci, de ce lucrurile acestea se întâmplă? Că nu ajung unitățile de transport. Da? Haideți să vedem, troleibuzele, în ce măsură pot fi mai rentabile versus autobuze? Este real, poate, de a merge pe un proiect de lege care ar propune și ar implementa aceste troleibuze în municipiul Chișinău, ca aceste prețuri, despre care spunea și domnul Mucan, să fie reduse? Ну, сейчас троллейбусное управление перешло на новый расчет вообще расходов, и они высчитывают сейчас расходы на 1 километр. А на 1 километр троллейбусу необходимо на сегодняшний день 17 лей и 10 бань. Что на самом деле цена более дешевле должна быть, получается, на троллейбусное направление. Ну, в первую очередь, на сегодняшний день на троллейбусных линиях выходит 300 троллейбусов. Из которых 200 троллейбусов – это новые белорусские модели. Больше новых моделей они всегда на линиях. Практически нету затрат на их ремонт. А в отличие от автобусного парка, у троллейбусного управления есть своя собственная мастерская. И они перебирают троллейбусы самостоятельно сами. Spuneți-ne, vă rog, mie în calitate de călător, îmi asigură cineva siguranța acestor mijloace de transport care uneori, aș îndrăzni să zic, au termenul de exploatare de 2 ori depășit? Există siguranță, domnule Mucan, și în aceste autobuze? Nu văd că... Deci,
mai mult să vă spun că călătorii nu sunt în siguranță acum. Și să mă credeți că n-a să răspunde nimeni în caz de se întâmplă ceva. Și asta e cea mai mare problemă pentru Chișinău. Că nu răspunde, la noi nu răspunde nimeni. Da, și de asta și mai multe probleme în oraș. O să rog regia să încercăm a face legătura telefonică cu Iacob Capcilea, directorul întreprinderii municipale Parcul Urban de Autobuze, ca să aflăm de la domnia sa care este adevărata stare de lucruri în instituția pe care o conduce și de fapt de unde se trag acest șir de probleme pe care astăzi am încercat să le identificăm împreună. Alo, bună seara! Domnule Capcelea, mă numesc Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi discutăm despre transportul public în municipiul Chișinău și ne mijlocim despre parcul urban de autobuze. Spuneți-ne, vă rog, în ce măsură parcul urban de autobuze poate face față stării de lucruri actuale? Aici, în studio, domnul Mucan spunea și despre ruta de autobuze numărul 3, care a fost suspendată din lipsă de mijloace de transport, e așa? Da, bună ziua, bună seara, adică... Da. Dar e dreptate, la ziua de astăzi situația nu e chiar cea mai bună la parcul urban de autobuze. Din cauza lipsii unității de transport a fost suspendată activitatea rutei numărul 3. Referitor la autobuze, la situația existentă la întreprindere, pot să vă spun că deci, sunt 124 de autobuze în inventar. Câte dintre ele iese la linie? Este vârsta medie a unităților de transport 19 ani, parcursul peste 1 milion kilometri. Deci, cam vă dați seama starea unităților de transport. Domnule Capcelea, spuneți-mi, vă rog, atunci când vorbim despre siguranță, ne este asigurată călătorind cu aceste mijloace de transport? Dacă vorbim de siguranța călătorilor în aceste unități de transport, vă asigur, siguranța călătorilor este asigurată. Deci, revizia tehnică, noi de două ori pe an la stațiile specializate le trecem. Ceea ce se referă la direcții, la frâne, tot este asigurat. Dimineața, seara, unitățile de transport sunt verificate de mecanicul întreprinderii. Unica că călătorii nu pot fi siguri că vor ajunge cu aceste autobuze la stația finală din cauza defecțiunilor care pot apărea pe parcurs. Dar siguranța, deci viața călătorilor nu este pusă în pericol. Când a fost procurată ultima unitate de transport? Ultimul lot de autobuze a fost procurat în anul 2006. Deci avem deja 11 ani de când niciun unitate de transport n-a fost procurat. Deci vreau să vă mai... De ce? De ce nu s-a procurat? De ce nu s-a procurat? Aici e deja o altă întrebare. Vreau să vă spun că pe parcursul acestor ani, din partea întreprinderii au fost înaintate mai multe propuneri de a procura unități de transport, inclusiv angajarea unui credit, procurarea autobuzelor noi, procurarea autobuzelor cu parcurs. Deci recent a fost de către primar emis o dispoziție prin care s-a permis de procurat autobuze cu parcurs. În Cancelarea de Stat a atacat această dispoziție și a fost anulată și iată suntem la... Domnule Capcelea, până la urmă, aceste idei cu care ați venit dumneavoastră au fost acceptate? Ce ne așteaptă ziua de mâine? Cu ce vor călători persoanele din suburbii, în mod special? Eu sper la înțelegerea conducerii primăriei, la înțelegerea din partea consilierilor, că situația în care se află parcul mai mult nu poate fi tolerată. Și este necesar de luat o decizie pentru a reînnoi unitățile de transport. Se duce o politică de constrângere a acestei instituții? Nu vorbim de politică constrângere, pur și simplu, totuși în unele momente nu sunt clare, fiindcă chiar mandatul precedent a consilierilor, aceeași decizia, proiectul decizii Consiliului Municipal privind angajarea unui credit, a fost înaintat din 6 ori la ședințele Consiliului.
Domnule Capcelea, ultima întrebare în cadrul acestei intervenții telefonice. Domnul Mucan spunea că prețul real a unei călătorii cu autobuzul astăzi ar constitui 9,36 lei de bani. E așa? Instituția lucrează în pierdere? Deci, dumnealui, da, are dreptate. Prețul este la nivelul care a fost enunțat. Dar dacă vorbim la prețul de cost, aici trebuie să vorbim de numărul de călători transportați. Fiindcă la ziua de astăzi, majoritatea rutelor de autobuz sunt dublate de rutele de microbuz. Având același preț de călătorie, același tarif, și lucrând rutier microbuzile fără orar, evident că ei ne fură călători, să-i spunem așa. Și noi rămânem cu un număr de călători foarte mic. Domnule Capcelea, noi vă mulțumim. Da, noi vă mulțumim pentru această intervenție telefonică. Vă așteptăm și cu alte ocazii în studioul Accent TV. Stimați telespectatori, revenim în studioul la discuție. A fost Iacob Capcelea, directorul întreprinderii municipale Parc Urban de Autobuze. Domnule Mucan, au fost făcute declarații interesante. S-a venit cu mai multe propuneri în cadrul Consiliului și în intervalul de 11 ani, practic, batem pasul pe loc. Da, am vrut să vă intenționez la acest fapt că dacă directorul spune că de acum n-au încotro și lucrurile stau foarte prost, înseamnă că să mă credeți că așa este. Deci în întreprinderea dată lucrurile stau destul de prost și noi mâine putem să rămânem fără întreprinderea aceasta și fără un transport public în aceea stare care, eu am vedere, transport public care se circulă în suburbii și în Chișinău. L-am întrebat și pe domnul director dacă nu crede că este o constrângere politică. Până la urmă vreau să deschidem parantezele și să rămânem în albe acestei probleme, pentru că până la urmă, într-un fel sau altul, li se acordă undă verde celor de la microbuze, celor transportatorilor privați. Același preț. De ce sunt puși pe picior de inegalitate? С одной стороны, это может быть просто непрофессионализм, а с другой стороны, это может быть чей-то злой умысел. Злой умысел это может быть в том, что маршруты, как я ранее говорил, да, передаются каким-то аффилированным компаниям. Но с другой стороны, если речь идет о дублировании микроавтобусов, маршруток, то значит хаос находится в самой системе. У них нет нормального графика, они друг друга обгоняют автобусы, ездят на перегонки, воруя, пытаясь у друг друга перехватить пассажиров. Это вот именно это уже не профессионализм. Не профессионализм именно самой дирекции, то, что она не может нормально навести порядок в данной системе. Din datele pe care le-am obținut eu, circa 80% din unitățile de transport sunt vechi și trebuie schimbate. Domnul director spunea că lucrurile sunt un pic mai bune. Haideți să vedem care ar fi soluționarea problemei. Avem un acord semnat sau urmează să fie semnat cu Belarus, am înțeles. Am putea importa de acolo mijloace de transport care să iasă la linie aici în Chișinău? Da. Haideți. Să răspund eu. Spuneți, domnul. Deci este semnat acord interguvernamental între guvernul nostru și guvernul Belarus în privința la asamblarea în Chișinău autobuselor. Deci vin autobuse. Asamblarea, să înțelegem corect, nu sunt importate mijloace de transport de mâna a doua, să fie clar telespectatorilor, da? De uzină sunt autobuze noi și asamblează tot pe așa principiu ca și regia transport electric. Tot de la Belarus. Nu țin minte prețul, dacă nu greșesc, în jur la 125.000 de dolari. O unitate de transport. Noi am discutat de mai multe ori cu întreprinderea, cu conducerea întreprinderii Parcul Urban de Autobuse. Ei sunt gata să primească chiar azi și să asambleze aceste unități de transport. Au toate posibilitățile și pot face lucrul acesta. Domnule Mucan, în parcul de autobuz sunt angajate circa 668 de persoane. Nu e mult?
Nu, să ne referim la statele de personal, reieșind din starea de lucruri care o avem acolo. Nu, vedeți că e greu de spus, e mult, e puțin. Ar trebui să mergem și să facem o inventariere acolo, da? Ca să facem inventariere, noi din tâi trebuie să punem pe picioare întreprinderea dată și pe urmă să vedem ce facem și unde se cheltuie bani, de exemplu. De exemplu, la ziua de azi, eu sunt de acord că Regia Transport Electric poate de verificat, de văzut cum se cheltuie bani, cum că întreprinderea cât de cât stă pe picioare, are și... și trolebuze noi și alte posibilități. Dar parcul urban de autobuze, acum să spui că e mult sau e puțin, e greu de spus. De exemplu, Lăcătuș, 80 de persoane, e mult sau e puțin. Având în vedere că se strică autobuze în fiecare zi. Da. Și vedeți că și domnul director spune că lumea, deci călători se suie în unitatea de transport și nu știu, a să ajungă ei la destinație sau nu. Eu vreau să rămânem la aceeași problemă. Cu permisiunea dumneavoastră o să citez un gând. Era vorba despre călători. Aceștia atrag atenția că în salon este permanent miros de combustibil, scaunele sunt rupte, au observat găuri în podea și așa mai departe. Ușile nu se închid bine. Cum putem... În autobuze. Miroase tot felul de substanțe chimice, combustibil, și atunci noi avem alege între microbuzul care de asemenea este 3 lei și autobuzul care are niște condiții nu prea satisfăcătoare. Ну, автобусы действительно находятся в плачевном состоянии. И, кстати, стоит отметить, что, как сказал Думнул Капчеля, именно с 2007 года перестали покупать новые автобусы. Именно как раз в 2007 году господин Чертуака и стал примаром. И, между прочим, с 1992 года, раз господин Киртуака говорит о том, что это все-таки европейская столица, что наш вектор развития должен наклоняться в Европу, то для автобусов, именно пассажирских перевозок, есть евростандарты. И введены они с 1992 года. На сегодняшний момент все автобусы, которые находятся в собственности муниципалитета, это стандарт Евро-1. Это все, кто были приобретены, все автобусы, которые были приобретены до 92 года, практически. Остальное всегда фэра колдура, фэра систем де вентиларе. Да даже если там что-то было, оно уже износилось, оно все уже не работает. Сегодня вот эти вот европейские стандарты, с 2015 года все перешли на стандарт Евро-6. А мы до сих пор сидим на стандарте Евро-1 и не можем приобрести нормальные автобусы. Автобусы нужно обновлять. Автобусный парк будет работать нормально, функционировать хорошо, и цена начнет падать, если там будут новые автобусы, а не старые. Большинство автобусов может просто простаивать. Он ремонтируется 2 недели, выходит на рейс 2 дня, потом опять ломается, опять 2 недели стоит. А это заработная плата тех людей, кто его ремонтирует, простой водителя, возможно, даже. Вот откуда образование такого высокого тарифа, и тем не менее пассажиры не получают должного сервиса, который необходим. Domnule Mucan, microbuzele urmează să substituie autobuzele sau vice versa? Urma să substituie autobuze, trolebuze, microbuze, dar acum ceea ce vedem noi din partea primarului și a direcției, când se anulează mai multe rute, am mai discutat despre aceasta că în ultimele 6 luni s-au anulat mai multe rute, și 107 și alte rute. Deci noi nu vedem, iarăși, eu întotdeauna sunt pentru ca să fie clar, de exemplu, cum dezvoltarea transportul public, da? Să fie clar că unul, asta, facem asta primul, asta pasul 2, pe etape și lumea, toată lumea știe cum se dezvolte, de exemplu, domeniul acesta de transport public. Noi nu vedem lucrul acesta. Noi ce avem în ziua de azi? Rutile se anulează, autobuze, transport public, autobuze nu merg și din suburbii și din oraș, e greu de ajuns la serviciu, la serviciu, la școală. Și oamenii, cetățenii, sunt nevoiți să meargă cu transport personal, cu mașina personală. Și vă închipuiți. Sau în loc... cel privat, și atunci avem o serie de ambuteiaje. Da, diferent. Dar vă închipuiți că fiecare merge cu mașina lui. În loc ca să meargă un autobuz, să ducă 40-50 de persoane, merge 50 de mașini. E diferență foarte mare. Deci, noi ce avem?
Autobuzele stricate, troleibuse bine, cât de cât fac față, dar având în vedere că 30% numai circulă cu, din toți călători circulă cu troleibuse, înseamnă că 70% autobuze nu au, microbuze se anulează și noi avem situația asta cu microbuze, situația la ziua de azi cu microbuze foarte rău. De mult trebuia să fie schimbate și noi trebuia să avem microbuze de tip nou. Dar noi ce avem? De acum, ultimii 10 ani, să mă credeți că nici microbuse reutilate. Reutilate care nu au fost schimbate mașinile. Și noi tot foarte, în stare foarte deplorabilă microbuse la ziua de azi. Și noi avem că fiecare cum poate, de unde poate, circulă cu mașina. Și în loc ca să achite, de exemplu, 3 lei ca să ajungă până la serviciu, el achite, cumpără combustibil, în primul rând stă în ambutiaje, de asta se poluează aerul și noi drumurile stricate care sunt în fază de reparație. Ștefan Negruță, dacă s-a făcut un an de zile, mai mult de un an, vă închipuiți. Și de la toate problemele este, noi avem ce avem. Că oamenii nu poate să ajungă la serviciu la timp și noi nu trebuie să uităm de altceva. Că persoana, omul când s-a angajat la serviciu, când copiii se duc la școală, la grădiniță, deci el reiese dintre aceea că să ajungă cu un transport. Și noi dacă anulăm rute, sau de exemplu s-a anulat autobuzul numărul 3, dar bine, dar oamenii cei care contau pe... Eu am o cerere, da. Deci lumea se revoltă, de acum îmi scriu nou că... Rog să îi luați atitudine că deoarece a stopat autobuzul numărul 3. Deci, o serie de reacții. Lumea se revoltă, că lumea a contat pe aceea că circulă autobuzul, de exemplu. Bine, rutierile poate nu suntem încrezuți, dar autobuz, dacă se anulează rute de autobuze, asta e foarte grav. Și primarul ce spune? Haideți să vedem ce trebuie să întreprindem. Am constatat împreună că avem o serie de probleme care merită să fie soluționate cât mai urgent. Ne referim la calitate, la numărul mijloacelor de transport. De unde ar trebui să începem această reformă, iau în ghilimele de rigoare această noțiune? Nu, на сегодняшний момент я вот немножко да. вернусь с цифры. Около 1500 находятся в городе, то есть функционируют в городе маршруток. И они перевозят около половины населения. 34% перевозят 300 троллейбусов. И лишь оставшиеся 10%, около 10%, это доля автобусов. 1500 маршруток – это не только проблема, как они ездят, что у них нет четкого расписания, или они его нарушают, даже если оно есть. Вопрос в том, что они еще и создают аварийные ситуации на дорогах, что их много, и они занимают слишком много пространства. То есть и один автобус, особенно если это сочлененный автобус с гармошкой, он может заменить 7-8 таких маршруток. И автобусы, в отличие от маршруток, всегда ездят по расписанию. В нашем городе есть необходимость, троллейбусы это доказали, есть необходимость нормального функционирования троллейбусов и автобусов. Mărim prețul pentru călătorii cu microbuzul, pentru ca să avem călători și la autobuze? Ar fi o soluție? Da. Domnul Mucan. Deci... ar trebui de mult, deci domeniul microbuselor, oricum, noi trebuie să, iarăși ajungem la strategie. Noi ce facem mai departe? Pasul 1, pasul 2, pasul 3. Deci dacă noi ne refuzăm de microbuse, înseamnă că noi trebuie să lăsăm prețul. Dacă noi dorim ca să fie dezvoltată acest domeniu de microbuse, noi trebuie să îi revedem. Sau, de exemplu, mărim prețul. Sau dăm compensații din partea municipiului, bugetul municipal. De mărit prețul nu-i greu. Și domeniul microbuselor necesită mărirea prețului. Dar noi avem alte probleme. Că oamenii n-au posibilitatea de a achita mai mult. Domnule Mucan, astăzi parcul urban de autobuze are posibilitatea să ne asigure cel puțin pentru orașul Chișinău, ca dintr-un capăt a orașului în celălalt să călătorim cu autobuzele, iar microbuzele să facă legătura dintre suburbii. Ar fi o idee? Avem posibilitatea asta?
reală? Idei și posibilități sunt multe. Dar implementarea, iarăși, noi ajungem la aceea că n-are cine implementa. Primarul cu cine? Cu direcția transport să implementeze careva idei. Ei vin cu idei, cu studii de fizibilitate, cu diferite idei. Dar n-are cine implementa. Chiar și acum când am discutat cu eficiența energetică, că noi să implementăm strategie. Domnilor, voi elementar nu puteți să implementați. Asta și cea mai mare problemă. Și ei n-au viziune largă despre dezvoltarea transportului în diopște, transportului în municipiul Chișinău. Dar noi nu vorbim despre transportul public. Haideți să vedem. Străzile municipiului Chișinău ne permite existența și a mijloacelor de transport public și a celor private? Nu se va crea un haos care tot ne-am confruntat noi? Și aici tot aș îndrăzni să vă întreb în contextul ceea ce spunea domnul Mocan, dacă se studiază piața, dacă se studiază cererea fiecărui locuitor până la urmă, noi în calitate de contribuabili avem dreptul a cere și anumite servicii să ne fie prestate. Haideți să o luăm de la un capăt. Я думаю, что граждане Кишинева в первую очередь хотят, чтобы они могли быстро и с легкостью добираться до работы, отправлять детей в детский сад, в школу и так далее. Те же самые маршрутки, они стоят в пробках. Сегодняшние дороги, они, вот если возвращаясь к числу маршруток, 1500 маршруток, они стоят в пробках. Это тоже транспортные средства, которых слишком много. На сегодняшний момент большинство дорог, вот особенно параллельных Штефано-Чалмари, это дороги, которые имеют три линии, из которых две – это машины, припаркованные прямо на проезжей части. Остается лишь одна. Необходимо решать эту проблему. Это тоже проблема скорости доставки пассажиров, потому что из-за этого образуются пробки. Уже решая, допустим, проблему, почему я начал с проблемы именно парковок, потому что необходимо в городе, это очень актуальная тема, и необходимо решить проблему с парковками. Когда мы решим проблему с парковками, соответственно, мы уберем с проезжей части припаркованные автомобили. И тогда можно для общественного транспорта выделять отдельную полосу, и он может нормально функционировать. Ему не стоять в пробках, в отличие от обычных автомобилей. Дирекция транспорта се консульта ку четатени, аре он студию де пиаца, каре сун черинцеле, аре интрунири ин территорию. На самом деле, транспарентности и каких-то консультаций от дирекции транспорта я не замечал в последнее время. Наоборот. Даже бывают заседания комиссии жилищно-коммунального хозяйства, где мы вызываем господина Гамрецкого по обсуждению определенного вопроса. То есть он докладчик, он должен нарисовать комиссии и объяснить ситуацию по тому вопросу, он даже иногда не приходит. Поэтому говорить о каких-то консультациях с гражданами дирекции просто нет. Хотя на самом деле очень важно на данный момент, даже при закупке новых автобусов, необходимо консультироваться с гражданами. Domnule Mocan, haideți să revenim la o chestie. Eu aș îndrăzni să zic că este sensibilă în același timp, dar se bazează pe o declarație a primarului Dorin Chertoacă. În repetate rânduri, eu am auzit pomenindu-se noțiunea de tramvai, Chișinău, există o interdependență sau sunt vorbe goale spuse cu anumite situații? Dacă spune altcineva, poate mă mai gândim. Dar așa pot să vă spun cu certitudine că sunt vorbe goale și populism. Deci, dumneavoastră s-a învățat așa să distragă atenția de la cineva. Când și el la încerc, problemele actuale de care la probleme, se confruntă. Sigur că da. El dacă vorbește despre tramvaie, despre trolebuze care circulă Chișinău-Odessa, înseamnă că undeva și ceva se fură. Să știți asta pe viitor. Și de asta și vă spun că special bine, dacă ești așa mare european, de ce tu nu faci ordine în orașul ăsta și se referă la autobuze, la drumuri, la... Noi ce avem? Că ni s-a promis ca să facă tramvaiuri, dar la ziua de azi avem că autobuze sunt vechi, autoturisme, de ce? Că nu există transport public normal. Avem ambutiaje, aglomerare în trafic și deci
Toți acești factori la duc la ce? La poluarea aerului care noi respirăm. Și arborii care erau prin centru, prin la Ștefan cel Mare, Bănulescu Bodoni, care cât de cât ameliorau situația, acum noi ce? Stai ca în codri, masiv și ilegal. Da, vă rog, spuneți. Для трамвая необходима, опять же, повторюсь, для трамвая необходима отдельная линия. У нас до сих пор не решен вопрос с парковками, как он собирается это сделать. Да. К тому же трамвай – это определенная фантазия для нашего города. Зачем? То есть скоростной трамвай, метро, надземное или подземное – это для городов, у которых в одном направлении есть поток пассажиров 12-15 тысяч. У нас в Кишиневе в одном направлении, то есть, например, центр Ботаника или Буйканский центр, это поток около 5000 человек в час. Нет необходимости делать подобное, то есть принимать такие нерациональные решения. Проще решить вопрос с автобусами. И премьер всегда любит повторять и поднимать тему Советского Союза. В Советском Союзе недаром были придуманы сочлененные автобусы. Автобусы с гармошкой, троллейбусы в том числе. Это хорошая замена, аналогия трамваю. Он большая вместимость, и, соответственно, он может большое количество пассажиров быстро перемещать. Domnule Mucan, ultima întrebare în cadrul acestei emisiuni. Potrivit datelor pe care le am, cheltuielile pentru salariile angajaților și întreținerea unităților de transport s-au ridicat la 119 milioane de lei. Mă refer la această instituție despre care discutăm. Până la urmă, care ar fi soluționarea? Noi vorbim pe de o parte de o sumă impunătoare, pe de altă parte, dacă există loc spre implementarea altui mijloc de transport public, poate mult mai rentabil, tot aici am putea face tangență și cu țările vecine, ce se întâmplă acolo, poate ar trebui să preluăm și anumite experiențe care se dovedesc a fi benefice. Vă rog, nu. Și concluzia emisiunii de astăzi. Concluzia da. Că trebuie să fie referendum cu privire la demiterea primarului general și atunci a să încercăm să soluționăm careva întrebări. Până când individul dat se află în primărie, noi nu putem vorbi despre dezvoltarea unui domeniu sau altul. Dar despre ce că noi cheltuim mulți bani sau puțini, în toate țările transport public necesită investiții, necesită bani. Deci toate țările, toate orașe mari cheltuie bani pentru transport public. Alte ieșuri noi n-avem. Dar asta una din mai multe părți că pentru ce există municipiul? Ca să susții cetățenii. Noi nu putem spunem 20 de lei în ziua de azi transport public. De asta și necesar. Vreau numai să adaug. Scurt. Și să mă adresez către telespectatori. Deci noi vedem că activitățile intenționate a primarului și a direcției de transport duc la punerea în pericol a vieții și sănătății fiecare din noi, familiilor noastre și a copiilor noștri. Domnilor consilieri, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru accentele care au fost puse în cadrul acestei emisiuni. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă urez o seară bună alături de întreaga echipă.